În urmă cu puțin timp, ministrul Muncii a anunțat în direct la Antena 3 CNN că vor fi acordate desfăgubiri familiile ale căror locuințe au fost afectate. Doar în Gorj sunt peste 400 de case distruse de ape. Hotărârea privind banii va fi adoptată în prima ședință de guvern. Am pregătit o hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice, dar am să o fac pentru întreaga perioadă până la sfârșitul anului, eliminând astfel ancheta socială și simplificând foarte mult procedura, astfel, după aprobarea acestei hotărâri, printr-o notă de ministru, voi putea acorda direct aceste ajutoare, astfel încât să ajungă mai repede aceste sume de bani la cei care, din păcate, sunt nevoiți să treacă prin astfel de momente. Se acordă 10.000 de lei pentru familiile și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de 75%, 7.000 de lei pentru familiile și persoanele singure a căror locuințe au fost afectate în proporție de 50%, 4.500 pentru afectare de 25%, 2.500 pentru afectare de până la 25% și 1.500 de lei pentru fiecare locuință care, chiar dacă nu a fost afectată, dar bunurile au fost afectate.